Suntem în continuare acestui breaking news. Vă anunțam că într-un droavă în premieră a podcastului pe care Cătălin Măruță îl va pune duminică pe YouTube, avându-l ca invitat pe Laurențiu Reghecamp, care face declarații în premieră despre Ana, în această seară a spicuit câteva, le-ați auzit înainte de publicitate, două dintre cele mai importante, că momentul cu Alexa, în care Ana l-a pălmuit, i-a dat cu pumnul lui Dan Alexa, a fost hotărător în a rupe relația cu Ana, spune Laurențiu Reghecamp, și că îi pare rău că nu a făcut-o atunci. Nu înțelege de ce vorbește Ana foarte urât de actuala partenera lui Laurențiu Reghecamp, cea care îi va dărui și un copil, și i-am spus Anei că mai sunt câteva, pentru că nu știu dacă a citit, sunt foarte proaspete. Ai suferit din dragoste, ne întreabă Cătălin, și Laurențiu spune sincer, da, dacă mă întreb de episodul ăla rău, rău de tot, nu mi-aș fi închipuit niciodată că Ana Maria Alo? Poate să facă așa ceva. Mă auzi, Ana? Ne auzim, acum da? Acum te aud. Deci, papi, hai da. Să spun ceva. Băi, eu nu ce să vorbesc, mă, de fața aia, că pentru mine nu există, voi sunteți nebun, ce Dumnezeu? Păi eu mă cobor la nivelul ăsta, păi tu m-ai văzut vreodată în viața ta, la nivelul ăla? Păi Laurențiu Reghecamp nu știe ce să facă decât vine și plânge că mama lui are cancer ca să nu-l facă ziar lezob, da? Că toată lumea știe cu ce se ocupă. Pe urmă vine și spune că a suferit din dragoste. Păi de ce intra, mă, în biserică, tâmpitule, cu cununile pe cap? Hai să nu mai jigni, te rog mult. Știu că păi nu jignesc. Nu, dar tu înțelegi. Adică, băi, chiar nu ți-e rușine, te apă. Da, dar aia aduce aminte că a fost o surpriză. Tu i-ai făcut o surpriză. Nu a fost, mă, nicio surpriză. Haide, n-a fost, papi, nicio surpriză. Am vrut eu să fac așa. Înseamnă că ne-ai păcălit pe noi. Pe timpuri. Înțelegi că-i face? Nu a fost nicio surpriză. A venit acasă, da? Tot așa înjurat de amantă și umilit. L-am iertat iarăși și copiii și toată lumea. Păi nu, ne-ai zis că e o surpriză. Păi normal, ce era să fac? Cum să tot îl scot în fața tuturor ca patos? Cum? Păi hai, lasă-l mâine să facă podcastul, ce face el, că acum e disperat, acum e împins într-o disperare. Zi, fă, arată-mă. Păi cum, mă, ai tu e-mail cu o astfel de femeie din oraș, da? Ai văzut, Maticiuc, ce e cunoscut, o știu de mult. Bă, nu ne interesează în ce postură e cunoscută. Pe mine mă interesează că băiețelul meu n-are cum vreodată, da? N-are cum vreodată să fie în siguranță și să crească și să învețe ceva de la acest om, în condițiile în care el primește pe Instagram și, pe rog, pe toate goalele lor de copii, poze cu iubita soțului meu și a tatălui lui dezbrăcată prin cluburi de noapte, da? Și primește filmulețe cu iubita unde îi băgau bărbații degetele prin gură și îi spuneau să mai ducă pe la școală, n-ai cum așa ceva. Dacă vrei să faci așa ceva, dispari, dar dispari demn. Înțelegi? Pentru că asta l-am învățat eu. Băi, nu te face de rahat în fața României. Că tu ești un exemplu pentru jucători și jucători ea, asta ar putea să știe amantele. Și atunci te ești ultimul papagal al României. Că de-aia te strigă lumea limbă de aur și gâscă de aur. Înțelegi? Adică tu gândește-te că eu sunt Ana Maria Prodan și eu stau dreaptă. Da? Și toată lumea care vine, poate să vină, m-a amenințat Reghecamp, să vină toți bărbații, pune el bărbat să vină cu mesaje cu mine pe WhatsApp, aolă, cum demonstrăm noi mesajele? Și eu acum, dacă știi câte mesaje fac cu tine, capi, 4.000 de mesaje, spune că am vorbit o viață pe WhatsApp. Da, normal. Astea sunt bolănii ieftine. El este învățat că dacă el n-a fost niciodată vreun băiat așa răsărit, să zicem, cu școala vieții, pe el îl învață acum tot felul de nenorociri. Uite, a avut, de exemplu, capi un avocat la Timișoara, un domn avocat, nu și l-a plătit. A luat altul, nu și l-a plătit. Adică omul are niște probleme foarte mari și toate astea, tu știi că nu pot ieși la infinit. Capi, noi stăm la masă împreună și în ziua de astăzi, și în ziua de azi. Există vreun bărbat să nu râdă? Pentru că mie mi-e rușine de foarte multe ori și râd și eu așa sec, dar mi-e rușine pentru copilul meu. Înțelegi? Îmi e rușine să-mi vină cei care parchează mașina să spună doamna Prodan, săracul de el. Păi când intra cu dumneavoastră se făcea liniște, acum toată lumea râde. Papi, da, Ana, dar știi că lumea e ipocrită. Ție spun ce vrei să auzi, lui spun ce... Capi, păi ce să spună lumea de mine? A primit la Laurențiu Reghecamp poze cu mine dezbrăcată prin cluburile de striptease? Nu, da, eu îți spun că după momentul Alexa s-a vorbit urât și de tine în oraș. Foarte urât, s-a vorbit și de tine. Alexa s-a vorbit așa și tocmai tu cu gurița ta ai spus-o și mă bucur, da? Că acel domn numit, acel antrenor numit Ganea, care nu a vorbit
cum au fost ziariștii la momentul respectiv în stare să scrie, omul și-a cerut scuze și a spus, nu este adevărat. Așa e, da. Păi atunci, eu spuneam apropo de gura lumii, știi? Măi, l-au băgat pe Alexa în acest scandal pentru că era cel mai bun. Tu înțelegi? Pentru asta. Eu eram cea mai bună. A fost și convenabilă situația, fie vorba între noi. Și a fost convenabilă de ce? Bine. Păi în toți anii ăștia a putut cineva să mă dărâme? Băi, tu știi că ei pe mine m-au dărâmat acum prin această verigă slabă a familiei mele, prin acest reghecam. Că toată lumea știu, bă, nu putem să o dăm jos pe meserie, nu putem să aducem filme porno cu ea, nu putem să aducem absolut nimic. Vedeți că acolo e veriga sensibilă, că tot Bucureștiul, toată lumea știa pe reghecam. Nu? Păi când Gigi Becali mi-a zis mie atunci, băi, vezi cu cantonamentele alea, că prea vine lume în cantonament. Tu știi cine venea în cantonament? Da. Păi vezi? Și atunci am tăcut din gură și luam. Bă, băiatule, băi, zărim toată viața. Bă, să ajungi, vai de mama ta. Mă, să ajungi să te înjure jucătorii tăi. Că nu mai poți vreodată să-i zici unuia, bă, nu ți-e rușine să faci așa, când ăla poate să spună, du-te, bă, că am avut-o și eu pe aia ta. Adică da, există riscul ăsta. Mai este acum un scandal vis-a-vis de cheltuieli și zice, după ce spune că nu a crezut, nu și-a închipuit niciodată că Ana poate să facă așa ceva, la un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Stai că e un pasaj de două rânduri. La un moment dat a zis că i-a luat ceasurile. Păi a vrut ceas și zice firma. I-am dat 100.000 de euro. Mie, dacă îmi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro de crocodil, de nu știu ce, niciodată nu i-am zis nu. Măi, Capi, alo, hai să ne oprim, că tac din gură așa de rușinea lui. Păi noi nu munceam, mă, pe banii aia împreună. Păi noi păi tu știi ce bolnăviciune are numite, și ce le spune tuturor prin oraș, tu știi. Ana n-a muncit niciodată în viața ei, n-a știut să facă un bani, eu am făcut toți banii, sunt ai mei toți, eu pot să-i transfer cui vreau. Nu poți, prietenul meu, reghecam, că n-ai cum să transfer tu banii direct în contul lui Corina Caciuc. Și pe urmă aia să te înjure și tu să zici, te rog, zi-mă, Ana, da, naștere, te rog, că ți-i trimit acum. Dacă toți suntem în momentul ăsta în care toată lumea e cu topoarele pe masă, câți bani efectiv făcea el în ultima perioadă, în ultimii ani? Nu, descrede-mă, bani, asta tu gândește-te că eu încă găsesc acum tot felul de nenorociri, transferuri direct din conturile noastre în conturile astea. Păi da, eu nu te întreb, Aiurea, pentru că el are o referire foarte clară la bani și la posibilii bani pe care i-ai fi avut-o din trecut și zice, ea poate declara ceva, n-are cum să spună că i-a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama, pe bune, păi ce? Era Ionela Prodan și ei cu Alba, da, sau Al Hilal, eu i le-am cumpărat. Hai să terminăm și cu milioanele câștigate de Reghe Camp. 1.900.000 de euro cu toată echipa. Te rog, eu, lasă-mă, că știi cum, îmi vine să vomit. Păi da, el lua când i se desfăcea contractul de muncă, lua tot contractul, știi? Care tot, că l-au dat afară de nu mai știam ce să facem, că stătea 7 luni pe bară de fiecare dată. Nu voia să-l ia nimeni. Da, Ana, hai să-ți spun un lucru. Dar tu spuneai că la o dare de asta afară v-ați luat vilele din Vegas cu ajutorul acelor bani primiți de la arabi. Că erau, există, încheierea contractelor venea automat cu plăți de milioane. Nu e adevărat. Poveștile mele îi fac statuie bărbatului meu. De ce mi-a arătat un Vegas, nu era din banii lui? Păi de unde? El a plătit și el cât a câștigat, cât l-au ținut în Arabia Saudită și restul mama. Ai, mă, ce dracu. El zice, păi ce era Ionela Prodan? Ce cu, nu știu ce era Ionela Prodan? Ionela Prodan era Dumnezeu României. Ionela Prodan i-a dat să mănânce lui. Eu știu câți bani făcea. El acum o înjură pe Ionela Prodan. Nu o înjură. Să nu. Ba da, dragul meu, mă înjură mama de morci, de toate, pe mesaje. Uite așa, și fetele mi le înjură. Deci ăsta este. El se vede acum un interlop, înțelegi? E un mic interlop. Senzația în lumea sportului este că, într-adevăr, datorită ție el a ajuns să fie un antrenor super respectat la început, dar apoi câștigurile lui erau mult mai mari decât ale tale. Care câștiguri? Păi vrei să scot eu contractele lui Reghe? Asta te-am întrebat. Cine făcea bani în ultima perioadă, în ultimii 5 ani, să zicem? Păi în ultimii 5 ani, ia vezi ce transferuri am făcut eu. Ia așa, uite-te doar în istorie. Păi tu l-ai pe Motanu, singurul transfer mare, că apoi ți l-au luat frații, Manu. Pe cine?
Pă, cum îl cheamă? De s-a dus la Wuhan. Da, sunt de Man. Ia vezi de câte ori am transferat eu pe Stanciu. Pe Stanciu, pe Motanu. Nu e Stanciu Motanu? Cine e? Nu e? A, da, nu știu, am crezut că ești de Man. I-am zis Motanu, da. Nu, zic că ăsta a rămas mare, că de Man ai problema cu frații becali. Eu ce spun, numai de la Stanciu, așa, non-stop, 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 miță. Păi, o iei pe toți, așa, unul câte unul iei. Deci tu în continuare făceai mai mulți bani decât el. Voi nu făcea mai mult, că eu n-am socotit vreodată ca poate ceva, eu nu m-am uitat. Păi nu, dar e o conturi. Discuție foarte clară pe bani, că de aici a început scandalul. Păi și ce discuție să fie pe bani, mă, cum? Păi banii ăia sunt făcuți de toată familia. Ok. Păi banii ăia și reality show-ul ăla e făcut de toată familia, corect. Nu numai de mine. Corect, corect. Păi și atunci eu cum? Adică tu cum faci atunci, capi? Tu dacă, păi și de ce zice? Dar îmi cerea geantă Herme și îi dădeam 75.000. Nu erau la comun asta, dacă erau făcuți de familie. Eu, păi eu ceram voie la Durege cam. Păi așa Procat, pare. Așa bă, pare. Dragune, eu mi-am luat gen singură. Eu am plătit, am primit gen singură. La urechi ureche cam nu contează. Era soțul meu, era normal. Dar beleaua era că le mai și lua de pe acasă să le dea altora. Ghinionul era că mai și lua ceasul de acasă de le-am recuperat odată prin cineva, că altfel pleca și cu ceasul doamna. Nu numai cu bătaia de joc. Deci omul, înțelegi, omul se umilește în fața astfel, în fața acestor femei cumplit. Tu știi de ce este el disperat? Nu, acum. El e disperat că a văzut că au început să apară poze cu fetița asta. Care n-are nicio vină, mă. Fata asta n-are nicio vină. Ca ea sunt mii. Ca ea sunt mii care stau și așteaptă unul care e cam. Înțelegi? Și visează ca cenușăra asta la un prost din asta. Dar, eu îți spun un lucru. Eu aș fi o penibilă, da, să... Uite-te, de exemplu, că toată presa a scris, mamă, ce s-a distrat Ana Maria. Da, mă, ne-am distrat-o la restaurant. Păi cum dracu să nu ne distrăm ca patos? Când acum câteva luni am adus tort de două ori înălțimea lui, de n-ajungea să sufle la lumânare, nici pe scăunel cu mâinile ridicate, da? Și pe urmă tu postezi în condițiile în care n-ai venit să aduci lui Fitu o prăjitură vreodată în ultimul an, da? Și tu postezi o panoramă de tort barter, da? Cu flori uscate pe el, adică, băi, jenant. Da, mă, dar poate are o semnificație, că era pentru da, mă, da, viitoarea mama copilului lui. Bravo, mă, băi! Adică nu mărimea contează. Băi, hai să te întreb un lucru. Cine a mai făcut, mă, copii așa? Ia, zi-mi și mie unul, te rog eu. Băi, ce dracu despre ce vorbim? Că eu sunt Ana Maria Prodan, mă. Băi, eu dacă vreau să-l bajocorez pe ăsta, păi nu mai iese din casă. Dar este tatăl copilul meu și tac din gură așa, că dacă și fiul a ajuns să zică, băi, mamă, lasă-l, bă, că ăsta săracul e terminat. Da, păi știi că noi am vorbit de multe ori. Drumul. Am vorbit de multe ori despre implicarea ai copilul. Văzut mesajele lui Timiu? Bă, știi că ți-am zis că nu-ți dă acord cu așa ceva. Trebuia ținut cât se poate de mult, trebuia ținut departe. Așa, unde să fie, mă, departe, când venea plângând se tăvălea pe aici și nota pe parchet. Da, mă, dar aia că postează el, nu trebuia lăsat așa, nu știu. Așa, păi și ce, eu ce să fac, o să stau secundă de secundă? Păi dacă tu vii acasă și îți minți copilul și îți ceri iertare și tot stai, te rog, tati, iartă-mă, tati nu mai face tati. Nu mai fac, uite, tu ești mai puternic decât tati. Te rog, nu, să nu faci cum face tati. Gata, tati nu mai pleacă. Hai mă, vină acasă, hai, întoarce-te acasă. Și tu fugi iară după 4 zile, iară stai teleleu ascuns prin... Eu nu cred că Laurențiu nu îl iubește pe bebe, nu cred asta. Păi atunci eu te întreb pe tine dacă îl iubește Laurențiu pe bebe. Tu iubești copilul, tu ai putea să nu-ți vezi copilul în condițiile în care eu nu sunt în România. Eu plec, am business-uri, colini. Da, corect, înțeleg ce zici, da. Dacă păi e așa, păi dacă eu astăzi i-am spus, bă, nu-ți e rușine, te duci să faci podcast-ul, ce ai mai făcut ședintele acolo, te-a păcălit toată lumea. Îți dai seama că ăsta este un răspuns la podcast-ul tău la Codin. Păi să te explic un lucru, păi, eu dacă, păi acum eu am dat la poliție, peste tot ce am găsit, da? Ce ai găsit? Deci, el de disperare facem asta, pentru că el știe că de acum colo... Ce ai găsit? Tot ce a făcut, banii care a trimis, când, cum se milogea de fata asta, ca să-l bage în seamă. Ah, credeam că lucruri... Nu, că ai zis tu că a făcut nenorociri multe, credeam că lucruri penale. Mai. Nenorociri multe, mă, că el trebuie să dea socoteală, mașini, tot, unde sunt? Mă, tot, deci omul este distrus, înțelegi? Iar eu i-am propus de miliarde de ori, bă, băiatule, haide să mergem la notar ca să dispari, ca să nu... fiu obligată să-mi recuperez alte lucrurile. Nu mai era scandalul atât de mare. O puteați închide mai elegant. Păi da, eu am totul, mă, că eu, știi cum e, pe el a învățat iubita lui să vorbească pe mail, pentru că iubita îl bloca peste tot și el atunci se dădea de ceasul morții și începea. Te implor,
să deschidem. Corina, te iubesc, am fluturat și în stomac. Bă, jenant. Adică de o jenă de vomit am tot în casă, înțelegi? Și atunci am zis, băi, ia-o-mă, dracu, pe drumul tău, du-te de aici. Pleacă, bă, băiatule, că noi suntem demni. Eu am două fete șmechere, două fete ca două flori, de nu le știe nimeni în oraș, nu îndrăznește cineva să ridice ochii la ele. Copilul meu cel mic este fotbalist bun, e rușine de rușina lui. Bă, toată lumea, te rog să mă crezi, că mai sunt părinți drăi și toți, bă, tirar taxul al dracu, prostul ăla de reghe. Băi, adică, oribil. Vezi că m-am dus de câteva ori la teren să iau pe ea în primire. Pentru că nu mai voia să se ducă nicăieri. Adică omul ăsta ce a făcut, a făcut exact același lucru pe care l-a făcut cu Mariana. Numai că Mariana nu avea forța mea, nu era la momentul ăla cum sunt eu, nu avea bani, cine știe ce, ca să zici că mamă plângea Mariana, cu toate că a lăsat-o pe drumuri și pe ea. Da, dar să știi că am mai văzut, nu neapărat la persoane publice, am mai văzut genul acesta de întâmplare legată de un divorț în care își pun toată ambiția să se distrugă unul pe altul și ies rău, ies rău amândoi, din toate punctele de vedere, și psihic, și financiar. Nu am ce să mai distrug, că s-a distrus singur capii. Da. Da, el nu mai are ce să caute în golf, el nu mai are ce să caute, el nu mai are nimeni, toată lumea știe ce a făcut, toată lumea știe ce făcea în cantonamente, deci toată lumea știe, el s-a închis peste tot. Iar eu nu știam. Băi, eu nu știam nimic, eu mă rugam de președintele, de pe la OACDA, de pe, vă rog, haideți să luați înapoi, hai că mai lăsăm din salariu, vă rog, mă. Păi, tu ce părere îți faci? Uite-te cât a stat de fiecare dată, dat afară de la Loveci, dat afară de la OACDA, dat afară de la OASL, dat afară de la... Știu, a avut multe rezilieri de contracte, dar alea veneau cu bani, repet. Mai încă o dată. Păi, ca să, alea două luni din Arabia Saudită au fost pe nimic. S-a milogit ca să-l ia și l-au dat afară în secunda 2. Ana, dat-o ăsta afară în fotbal, tu știi mai bine, nu mă bag eu peste meseria ta. Mourinho a fost dat afară de pe la 5 echipe fabuloase. Capatos, ce antrenor mare merge disperat pe un contract de 3 luni? Asta e altceva. Eu dădeam exemple de antrenori mari care au fost dați afară. Mourinho a fost dat afară în ultimii ani. Nu putem să comparăm, că Mourinho n-a fost prins cu prostituate de Mourinho. Mourinho n-a fost prin bilte. Tocmai, și tot a trecut prin dări de-astea afară. Adică nu e dat afară în lumea voastră, este ceva... Normal. Nu mai merge. Treaba îl dă afară. Numai că și ia 20 de milioane la plecare. Adică vor să-l dea afară pe Ancelotti, dar Real Madrid acum. Da, își ia vreo 20 de milioane. Da. Bravo, dar când ești dat afară, știi, pe urmă găsești echipă, adică, dacă ești mare. Da, e adevărat. Adică nu e ca dat afară a unei femei. Păi ăsta mi-a logit de Craiova să-l ia, voi sunteți nebuni? Ce dracu?